Chestii complicate astăzi la Vax Populi. Avem peste 1 milion de tineri în România care nu merg la școală și nici nu muncesc. Desigur, pe statul ăsta incompetent nu-l interesează așa ceva. Pe de altă parte, suntem lideri mondiali la videochat. Meseriași, domne. Vax Populi. Toți tinerii în ziua de astăzi, dacă vă referiți până în 40 de ani, 35, așa e, la 35 de ani, în primul rând nu au unde să lucreze pentru că nu au nici experiență, de aceea nu-i angajează foarte, foarte mulți. Iar cei care sunt până în 20 de ani, după punctul meu de vedere, pleacă afară. Pe 1 milion de tineri români stau acasă, nu muncesc. De ce credeți că tinerii din România nu prea muncesc? Nu știu ce să spun. Am și eu 5 copii, dar toți muncesc. Dar spuneți-mi de tineri, așa, în general, cum i-ați văzut așa? Altfel... Pe educație, nu știu. Din cauza educației? Păi altceva nu văd cum. A apucat poate generația care părinții au ieșit mai devreme la pensie și nu acceptă să lucreze pe salariile pe care se dau de în România. Asta e de lucru. Asta e. Păi nu vrea să muncească, ce mai lua de la bale? Are al de taxul bani și a de acolo și tândăvește. Și e bine, nu e bine? E foarte bine. E bine că e foarte bine, păi da. Cum sunt tinerii din ziua de astăzi? Nu toți, bineînțeles, nu vorbim de toți, sunt și excepții. Dar așa, în general, cum i-ați văzut pe tinerii din ziua de astăzi? Cei mai necăjiți copii. Că-i copiii noștri, n-are servicii, nu le dă bani, dar a ajuns. Și a deși, zice, dă-n tată și mie să-mi plătesc telefon. Vremurile astea. Și programul, și salariul, și... Că de muncă este, să știți. Este de muncă, da. Foarte bine, dar ei stau acasă cu părinții, nu știu, vi se pare normal, nu-i normal? Asta e generația asta care li se pare salariu mic, mama. Păi toată lumea e pe videochat. E bine, nu... Face, lasă-mă să ia bani, trebuie să facă ceva. Nu e rău că suntem campion mondial. Nu e rău, ce dacă se zbreacă o femeie în fața la americani? Nu mai au încredere în patroni. Nu mai au încredere. Păi unde n-ați văzut că să... angajați 2 ore, aia nu înseamnă la pensie nu mai are nicio șansă, nimeni. Am văzut că acum vrea să ne scoată la 70 de ani la pensie și cred că e un lucru care nu mai apucă nimeni. De ce tineri ăștia, 1 milion, foarte mulți mi se par, nu-și caută, stau acasă cu părinții? Păi nu e plătit bine locul de muncă și unde să muncesc dacă nu se găsesc? Adică să mai găsește, dar eu vorbesc de 1 milion ăsta care nu vor să-și caute, despre ei vorbesc. Care nu vor. Fiecare își alege cum trăiește viața, într-un fel. Am înțeles, dar sunt mulți, 1 milion de tineri, vi se par mulți, 1 milion de tineri care preferă să stea acasă, să nu știu, să nu-și caute? Păi, nu e o problemă. Nu știu dacă înseamnă, nu știu ce înseamnă mulți. Nu știu exact câți muncesc și... 1 milion din 4, cum ar veni, cam asta e procentul. Înseamnă că sunt foarte mulți. În lipsa asta locuri de muncă, la noi prosperă foarte mult videochat-ul. Suntem campion mondial la videochat. De ce credeți că am ales calea asta ușoară cu videochat-ul, mai ales fetele? Pentru că nu e porc fizic, nu? Nu e porc fizic, așa, după cum știu. E normal, nu e normal? Că nu e normal, fizic. Nu este normal. Un lucru ușor de a câștiga bani. Da, normal, păi în 5 minute, 10, ți-a luat banii. În special noi ăștia, bărbații care... Ne uităm. Da, e normal, că care bărbat nu s-ar uitat pe o femeie frumoasă? Multe nu mi-ajunge banii și muncesc. Șofer, muncesc la 12. Îmi permit să fac o glumă. Dacă vă apucați și dumneavoastră de videochat, n-ar fi o soluție? Nu mai, că nu mai a rămas nimic decât piele goală. Probabil că este o cale ușoară de a face bani, însă la fel, este o alegere a fiecăruia cum consideră că poate să-și câștige existența. Dar eu mă șeri. Credeți că se câștigă mult, nu? Da. Păi corect. Mai ales fetele se duc aici. Băiatul ce să fac?